Dacia Spring, noua Dacia electrică, la 12.000 de euro, 45 de căluți, fraților. Uitați-vă ce jentuțe are mâncăua ta, cred că e jumătate din cât e Lambo. Vă spune un fost posesor de Matiz. Hățu, Johnule, ce ai făcut? Ia uite, deci fii atent. Știți ce sunt curios? Ia. Range Rover. Ia uite o mâncăua tata ce a aprins. 3, 2, 1. Bă, dar nu pot să cred că așa accelerează, mă. Cu cameră pe spate, joacă-o pe asta. Hăți cu lapte, hăți cu vlog, hăți cu bună dimineața. Trezirea. Hăți cu bună dimineața, fraților, hăți cu idei năstrușnice, pentru că încercăm să nu lăsăm nicio zi goală, chiar dacă suntem cu mintea în 15.000 de direcții. Știți foarte bine că venim dintr-un weekend de nebunie. A fost și ziua mea ieri, teoretic astăzi, când filmăm acest vlog, fraților, pentru că mie îmi place să muncesc chiar și de ziua mea și vă transmit același vibe vouă, celor care vreți să depășiți un pic zona de confort. V-a plăcut foarte mult Loganul, s-a dus, a creat hype, a creat discuții, motiv pentru care lovim din nou, Jonuțule, și nu lovim ușor, lovim șmecherește. Cât Sica nu e acasă, șoarecii joacă pe masă, Lambo este plecat în țara secretă. Mâine, în daily vlogul de dimineață, o să vedeți unde ajunge Lamborghini, unde ajungem și noi în dimineața asta la 6, când decolavom către țara europeană. Și atunci, dacă pisica nu e acasă, am adus, nu aș vrea să-i spun șoarec, că mi se pare o comparație urâtă, dar ăsta este proverbul. Am adus o jucărică nouă în garaj, este a lui Bobby, un vecin care are o parcelă pe strada noastră, Hâț Residence, Jonuțule. Și ieri, dintr-una într-alta, când ne sărbătoream de ziua mea, ne petreceam, mi-a zis, bă, am văzut că ai filmat Loganul, am să-ți dau și eu ceva tare, care cred că va prinde la publicul tău. Am Dacia Spring, hăț, Johnule, și am spus-o. Dacia Spring, noua Dacia electrică, Johnuțule, am băgat-o în garaj pentru că afară este foarte vânt și cred că se potrivește oricum contextului, pentru că știți foarte bine că am pornit deja chimera de discuții Dacia versus Lamborghini, farurile în formă de Y și stopurile asemenea. Prin ce se remarcă Spring-ul? Un design destul de drăguț, zic eu. Văd piano black pe aici, lucru care mă bucură la Dacia. Îmi pare rău că este încă cu desfăcătorul, mi-ar fi plăcut să fie aia DC nouă. Super șmecher, mi-a spus Bobby, fiți atenți, are ACC, sau cum se numește, ăla care păstrează distanța, Jonuțule, și care frânează la mașina din față. Ceea ce mi se pare foarte cool pentru o Dacia. Stați așa că n-am întrebat chintesența acestui vlog, vreau să știu de la început. How much? Și tu cât ai luat-o? Foarte interesant, fraților, ci că, nu știu, sunt foarte cerute, sunt foarte căutate și au început deja să crească în preț, mi se pare senzațional, nu-mi dau seama dacă și de la reprezentanță sau doar în piața aftermarket. Ideea este că el a luat-o la 8600 și acum ce o găsești pe la 12.000 de euro. Are 45 de căluți, fraților, închidem garajul pentru că vrem să nu avem bătăile băieților de pe șantier și să nu avem nici contrajur când ne vom întoarce. Vine cu niște oglinjori așa care încearcă a fi sexy. Nu e nasol, ce asta e muștar, cori, un portocaliu, muștar. Păi da, dar e departe, a? În fine, în orice caz, uitați-vă ce jentuțe are mâncăua tata să mănânce. Mi se pare că este foarte cochețică, îmi trage foarte mult în zona de Smart 4-4 sau Matiz sau Spark. Văd că s-au dus cu portocaliu și pe gurile de aerisire, dar o să vorbim de asta când ajungem la interior, fraților. Văd portocaliu și aici, lucru care mi se pare foarte cute. Îi spuneam lui Cori dinainte să intrăm în garaj, că zic, bă, o să fie foarte mișto să filmăm în garaj, că e mititică și nu ne înghesuim cu ea, fraților. Cred că e jumătate din cât e Lambo, nu exagerez. Mă refer la lungime, evident, cu gruma de rigoare, care nu are cum să fie jumătate. Foarte, foarte compactă, ce îmi spunea Bobby și n-am vrut să văd, pentru că știți foarte bine cât de mult cred în prima opinie, și care un portbagaj foarte mișto, dar până la portbagaj hai să vedem din spate. Stopurile cochețele, îmi place că fundul e un pic bombat, spre deosebire de Matiz, care, la care când te uiți din spate, ți se pare că îl răstoarnă vântul pe drum. Vă spune un fost posesor de Matiz, să nu credeți că vorbesc în necunoștință de cauză. A scris Dacia aici electric, mi se pare că zici că este Arctic, se numeau? Electric Arctic, Jonuțule. În fine, desfăcătorul de bere, din păcate, dar, surpriză, surpriză, desfăcător cu cameră pe spate. Hățu, Jonule, ce ai făcut? Și ăsta ce e? Spune tu că e senzor. Păi ce m-a speriat, am crezut că mai întâi s-au de... Știi? Oh, cool, deci se deschide pe... Nu e senzor, dar e un buton care se activează foarte finuț. Puteam să-l facă și piano black, mă, uite ce frumos se potrivea cu ăsta. Ia să vedem, se ridică singur? Îl ajuți un pic și se ridică singur el. Bă, chiar că portbagaj, bă, la cât de pe Kenya este această mașină. Hai mă să-i facem testul, de ce nu? Că până la urmă e un portbagaj mare. Păi ce mă, ești nebun la cap? Ia uite, deci fii atent. Stai așa. Intră un om de 1,85, 1,86, 90 și ceva de chile și care, ce crezi? N-a reflexia completă la genunchiul ăsta, că vezi că dacă aveam flexia completă intram mai bine, că mă chirceam mai bine. Deci mi se pare senzațional, fraților. O să rămânem pe testul ăsta, îl pupăm pe Gamima și suna să-mi zică la mulți ani, un drăguț. Și mi s-a părut foarte funny, bă, când am văzut că începe să se urce în portbagaj. Am zis, zic, bravo, asta e bună. Bun, imaginați-vă că dacă vii aici cu un piano black, deja încep să schimbi lucrușoarele și am dat o tură completă. Deci putem să ne urcăm la interior. E, hai până ne urcăm să vedem ce spațiu are în spate. Uai, dragă, uitați-vă, mare piele, de fapt, piele. Probabil un locuitor de piele.
dar arată foarte cute și cu cusătura e portocalie cusătura, nu? Mm-hmm. Bă, jos pălăria, sincer, miroase a nou și din ce văd eu în față, nu-mi displace, știți la ce m-am uitat, nu? Am crezut că are cotieră și îmi venea să o trag așa. Dar în orice caz, cute și asta este forma, cred că cu scaunele din față trase la maxim. Hai să vedem cum este ea la interior în față, că acolo e blana. Bă, Gionuțule, trebuie să recunosc că sunt plăcut surprins. Exact, bă, bă, ești prost? Exact poziția de matiz, nu-mi vine să cred. Deci, care-i poziția de matiz? Pedalele nu sunt teoretic perpendiculare, cum sunt la majoritatea mașinilor, aproape perpendiculare pe sol, cum sunt la majoritatea mașinilor, astea sunt mult, într-un unghi mult mai mic și atunci simți că apeși cumva ca la tir, cumva ca la tir. Volanul, spațiul la picioare, știți ce sunt curios? Ia, sunt curios dacă sunt, nu, sunt manuale, am crezut că sunt electrice, nu, mi s-ar fi părut surprinzător și manetuță în față și acum, acum e la maxim în spate și încă mai sfârteci două picioare acolo dacă e, adică intră. Mi se pare decent. Haideți să-i dăm și un POV. Fraților, POV-ul mi se pare în primul rând că vorbește de la sine de cât de spațioasă e mașina. Deci imaginați-vă că e aceeași cameră, e același obiectiv, n-am schimbat nimic. Și arare ori când pot să prind atât de mult peste volan. Băi, foarte cool. Cheia, în schimb, e la muerte del pasion, ca să-i spunem în altă limbă. Nu înțeleg de ce și la electrică. Electrica putea, fraților, să vină cu cheia aia, nu știu, conceptuală, monstruoasă. E frumos cu are Loganul nou, sau poate că în momentul în care va apărea facelift-ul la electrica asta sau modelul nou, dar în orice caz, desfăcătorul la locul lui, volanul nu-mi displace, spuneți acum înainte, bă, opriți-vă pe loc acum și spuneți de la ce sunt astea. Repede, repede. Mercedes, all the way. Căutați volanul, e două ediții mai vechi, cred. All the way, dar în orice caz, foarte mișto arată. Nu înțeleg de ce n-au pus, mă, vinilinul ăsta și pe volan, era fița fițelor. Uitați-vă cât de frumos e bordul, cu piano black. Uite cât e ecranul, deci asta e palma, da? Destul de mare ecranul, zic eu, pentru o dăciucă. Ia uite ce butoane frumoase la clima aici și la piste de resistance. Ia vezi aici, Range Rover, să-ți stea cerealele în loc. Să stea cerealele în loc când te uiți la schimbătorul ăsta de viteze, ce crezi? Deci nu numai că e hidramată, da, nu mințim, pedalele confirmă, dar uitați-vă ce schimbător are, fraților. Mi se pare senzațional schimbătorul, jur. Wow! Hai să-i dăm cheie din POV. Ia uite-o mâncauar tata ce a aprins. Ce crezi, bă, bord digital, exact ce vorbeam la Logan. Wow! Stai să vedem dacă ne intră zoom-ul fără să ne strice șarf. Ia uitați-vă, bă, fraților, borduleț la Arcticul ăsta, cum i-am zis eu, ce răutăcios sunt. Ia uite-o, mă, ce drăguț e. Bă, extraordinar, dar fii atent, deci vezi, e digital pe laterale, dar e și mai ecran pe centru, nici nu înțeleg cum vine asta. Și mi s-a deschis și navigația. Și acum hai să o luăm la bani mărunți. Băi, fraților, n-am cum să nu vă arăt dubla asta, nu găsim de unde să dăm cer. Hai să ne jucăm cu asta, ia. Cum și unde? Ce noapte e asta? Nu vreau noapte, ce noapte? Radio? Unde-i volumul, mă, frate, mă? Unde-i volumul, mă? Unde-i volumul, mă? Scrieți la comentarii dacă știți, frate. Bă, unde-i volumul, mă? One eternity later. Uite-l, mă! Uite-l, mă, cât de prost sunt. Ăsta este. Revenim. Deci, fraților, vedem clar aceeași grafică ca la Loganul nou ce am prezentat. Clar, mult mai mișto acolo și mai up-to-date. Ce mi s-a părut de notat și de menționat ASAP este faptul că aici CarPlay-ul există, însă nu merge decât pe cablu. Nu o să ne conectăm, știm cu toții ce înseamnă CarPlay, Waze și alte aplicații, însă voiam să vă arăt asta. Ia să vedem. Navigație, bă! Conduceți de acord. Dă-ne, mă, harta, mă, traseu, mă. Ia, mă, ce navigație are Dacia Spring? Trebuie să întreb ce este. 2022, cred, dacă s-ar încărca. O luăm la o tură, fraților, vă spun de acum. Suntem în mașină. A, ce mi se pare cool, fiți atenți, ia uite. Are aici o consolică care se deschide sau nu se deschide? Ia, asta ce e? Ce e asta, Giunule? A, ok, ții un carnețel și are un mir, Bobby. Și ce e, un slot aici și îl pui? Bă, ești nebun. Și asta se mai dă în față, Paul Sculeanu, se dă în față. Doar că nu se mai deschide. Ba da, mă, se și deschide. Uite, dar se deschide, în orice caz, asta este important. Avem o prizulică aici. Mi-e frică să mă gândesc ce se întâmplă dacă pui ceva la încărcat. Avem, zic băieții așa, deci ea afișează acum autonomie 204 km. Uitați-vă aici, nu e minciună, nu e vrăjeală, da? Bobby mi-a zis, fii atent, hai să băgăm viteză, uite de aici, bagă repede să vedem cum e. Bang, are frână de mână din aia mâncață și old school. De-o tragi. Și am plecat, fraților, pe asfaltul din Domnești. Voiam să o filmăm afară pe noul asfaltuț, dar ce crezi, bate vântul de nu se poate. Și l-am rugat pe Bobby să dăm și o turică, pentru că mi-a zis așa, zic, băi, e fâșneață, că e fâșneață. Zic, zim real câți kilometri ai, nu mă minți. 200, mi-a zis el că face în oraș pe modul decent și 180 dacă o ciufulește, i-am spus noi ciufuleală. Nu l-am întrebat dacă toată această discuție îngloba aer condiționat. Hai să vedem dacă cum e cu aerul, dar nu se prinde niciun buton, nu ne spune nicăieri că e AC-ul pornit. Nu, gata, am aflat. Știi cum e, fraților, fiți atenți, mă. Bă, ce golani, mă. Bă, ce golani. Deci butonul de AC n-are niciun bec, doar îl simți că e mai băgat înăuntru on sau mai scos în afară off. Pune-mă un bec, mă, for real. Zice Corici că
că poate las fără baterie. E full bateria, fraților, uite-o. Aici nu arată. Și dacă nu mă înșel, din câte știu de la el, e pusă și pe modul regenerare. Ia uite, mă, că poți să-i pui pilot automat, mă, ești nebun. Hai, mă, să vedem ce poate să facă. Bă, vrei să vă spun un lucru? Dacă europenii ăștia au iubesc atât de mult mașinile astea, nu le-au iubit degeaba, mă, nu-l fi tâmpiți, ia. Torpedo, dacă e private, nu va răce înăuntru. Bă, destul de mare, destul de mare. Foarte prietenos. Airbag-ulescu la locul lui, vizibilitate destul de bună, trebuie să... Ce? Ia uitați-vă ce a descoperit Cori, Jonuțule, cum în gura de aerisire sunt hexagoane, bă, ca la Lambo. Las că facem o poză cu telefonul și o atașăm în cazul în care nu se vede pe cameră bine, că suntem ușor contrajuriși. Ia fiți atenți, fraților, țineți-vă bine. Deci suntem pe loc. Dacia Spring, 45 de cai brutali, perversi și supărați. Drive mod, schimbător, Range Rover este gelos. Cheie Lamborghini. 3, 2, 1... Are you for real? Ia să vedem și pe frâne. O, pe frâne mult mai drăcoasă decât pe... Bă, dar nu pot să cred că așa accelerează mână. Bă, frate, matizul, păi când îi dădeam eu lui matiz, fii atent, o încărcam din accelerație și când ridicam ambreiajul, păi din aia 800 de centimetri și 3 cilindri scoteam... Ce, mă, Ferrari Enzo? Stai așa, mă gândesc că poate trebuie să-i țin și frâna să fac un fel de... De launch control cu Dacia Spring, poate, poate. 3, 2, 1... Ai simțit? Să știi că a făcut mai bine. Și parcă și pleacă mai bine. Deci vezi, bă, trebuie să-i dai launch control, bă. Cine ar fi zis, bă? Da, mă, fraților. Normal că ne și jucăm, ne și distrăm. Dar la banii ăștia să-ți poți cumpăra o mașină electrică nou-nouță cu un range 200 de kilometri, mi se pare super affordable. Deci chiar dacă facem puțină caterincă, în primul rând, Loganul nou e o mașină care poate fi considerată o mașină în toată firea. Asta e mai mult o mașină de piață, dacă mă întrebați pe mine. Dar revenind la ideea că Bobby a luat-o la 8600 și acum poate să o dea în 12000, deci din start ar avea un câștig de 3400 de euro, hai zi 3000, masomeno, da? Cu ce mai negociază și etc. Deja mi se pare un mare avantaj. În al doilea rând, sunt sigur că și statul te ajută, mai sunt perioade în an în care statul te ajută să-ți cumperi electrică, deci probabil mai ciupești și de acolo ceva. Mai eșorabilă, apoi să mă ierte Dumnezeu, mașină electrică cu CarPlay, cu tot ce vrei, la câteva miuțe și nou-nouță, mi se pare super cool. Și vreau să vă spun un lucru, toată idioțenia pe care am făcut-o până acum a luat doar 3 km din range. Adică de la 204 a scăzut la 201. Hai să mai dăm un kickdown de la un launch control. 3, 2, 1. Zboară springule, zboară springule. Aproape imposibil să depășim limita cumva fără să ne dăm seama. Vezi? Hop, n-ai. Hop. Bă, oricum, cute, rău. Mi se pare frumos că au încercat pe partea de design și au intrat și cu portocaliu. N-ar fi fost rău, stimată Dacia, dacă o forțai și tu cu un plafon negru. Ia fiți atenți în continuare că n-am ridicat capul, lucru pe care vă sfătuiesc să-l faceți întotdeauna. Ridicați capul, fraților. Uitați-vă și spre cer. Uite ce frumoase sunt tetierele în spate. Uite ce frumoase sunt scaunele noastre. Ia uite ce mișto, cu cusătură, cu un fel de aripioare, de sunt niște scaune sport. Tetiera integrată în scaun, foarte cool. Buton de SOS până și pe asta, mă, fraților, mă. Chiar cool. Bine, asta cu luminile e mai rudimentar. Bă, uite asta. Asta sunt luminile alea vechi, bă, de la prima Dacia, mă, bă. Bă, aveți niște chestii atât de inovative și totuși la unele nu s-a dorit prea mult. Dar oricum, cute și thumbs up și felicitări Dacia, nu este reclamă, fraților. Revenim din fața garajului cu un overlook și la soare. Cam terminat cuvântul. Bă, fraților, camera nu este deloc rea și ce credeți? Dacia a venit și cu un sunet, ia uzi-l. Când dai cu spatele, bă, nu știu dacă se aude, dar e ta-ta-ta-ta-ta. Dar e ușor echo-ish așa și nu supără deloc, nu e deranjant. O punem în buza garajului, Jonuțule, ca să o vedem cum arată și la soare și cam despre asta este vorba. Dacia cu cameră pe spate, joacă-o pe asta. Bă, și ca să încheiem frumos cu bestiuța asta mică, ce să vă mai spun? Că mi-a spus Bobby că pe aplicația mașinii te conectezi și poți să dai drumul la căldură, poți să deschizi geamurile, am înțeles. Bă, toate astea făcute de o Dacia, care obiectiv vorbind la bază de nouă a costat un preț din doar 4 cifre. În valută, într-adevăr, dar din doar 4 cifre. Mi se pare senzațional, mai ales că absolut cu toții știm că mașinile electrice sunt un pic mai scumpe decât mașinile clasice. Aici avem și noi tot un fel de electrică și asta, ce că e mild hybrid și asta. Protejează și asta natura, Jonuțule, doar că e un pic mai zgomotoasă. Super, super căruțică astăzi în review, Jonuțule, sper că v-a plăcut și dacă vreți să mai vedeți chestii de genul, nu uitați că ne puteți sugera chiar în comentarii ce mașchinete vreți să vedeți. Ne-am mutat la interior, fraților, pentru că din păcate, după cum vedeți, no joke, vântul ne omoară. Ne luam la revedere de la voi și vă spuneam să stați geană pentru că urmează aventura într-una din țările în care noi ne vom tot plimba ca să facem content și pentru voi și să vedem și noi lucruri noi, Jonuțule. Până una alta, nu uitați la subscriber, ia popa să apneți cu țopelul pentru că fiecare zi cu surle, trâmbițe, gălăgie și cea mai nebună energie, noi suntem aici. Înspre a vă face zilele mai frumoase și vă aștept clasicul zâmbețel în colțul guriței. Nu uitați să dați follow pe Instagram, Corile V, eu sunt Dorian, follow pe Spotify Dorian Popa, like pe cel mai obosit în Facebook și de asemenea țineți ochiometrul pe www.dorianpopa.ro.
Cupa.ro pentru că acolo surprizele se țin lanț. Să aveți o zi, o cafeluță și o săptămână mirobolante! 35. Da, 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 stă bine pe afro și pe lama, da, da. Nimeni nu se mișcă cum se mișcă ea. Nimeni nu se mișcă cum se mișcă ea, da, da.